câta perioada așa adunată de repauză au însemnat 54 de oase rupte? Că bănuiesc că ai pierdut mult, adică ai fi putut... Vrei să-ți povestesc, ești pregătit să-ți povestesc? Să de ce am întrebat? Da, asta da, ești sigur? Deci acum am întrebat, e în direct, nu mai ai ce să mai faci. Ok. Mă băteam pentru să devin campion național la 600 la Supersport. Supersport înseamnă centimetri cub. Și am căzut într-un antrenament cu 2 săptămâni înainte de etapa decisivă. Și mi-am rupt degetul ăsta. Da? Până aici ok. M-am dus la spital. Doctorul m-a văzut, era duminică, a zis, e ok, bun, luni vii să te operăm. Și eu ai repaus vreo 3 săptămâni și zic, stai un pic. Nu se poate. Stai un pic. Zic, eu în 2 săptămâni trebuie să fiu pe motocicletă. Nu se poate. Și ai zis atunci, bine, tai el. Și el a zis, cum? Tai el, zic, îl tai, din 10 mai am 9, suntem ok, tai el. Și norocul a fost că doctorul a fost normal. Bine, încă o dată, el nu se ține nimic, dacă vrei să arăt, o să nu mai există aici. Și mi l-a pus într-un bandaj timp de o săptămână jumate, adică m-a pus într-un gips și înainte de cursă mi l-a desfăcut și mi l-a legat de degetul ăsta și uite așa a mers. Deci chestia cu repausul nu există. O dată întreb, nu a existat și sport normal, nu? Adică chiar nu te-a atras nimic, un fotbal, un nimic, nimic. Înțelegi că fiul meu care are 11 ani, anul ăsta s-a pus prima oară pe motor? Crezi că o să fie ușoară viața mea? Dacă... Bine, știi cum glumim, ce vede în casă, știi? Da, ce da, vede da. La ta? Ce-ai văzut mă la taic tu? Da, e povestea, e mult mai mișto de atâta, pentru că când l-am dus la prima cursă... L-ai dus bătrân la 11 ani? Da. Târziu? Păi nu am... Încă o dată, eu l-am lăsat să aleagă. Eu știu prin ce am trecut. Deci nu l-ai forțat. Uite-te în ochii noștri. Pe cuvântul meu mai mult. L-am dus acolo, copilul a fost la fotbal, a fost la kickbox, a făcut toate sporturile. Și de un an de zile încoace vreau, ce să vezi, da, vreau. Incredibil s-a atașat de și motociclism. I-am zis, eu nu pot să fiu antrenorul tău pentru că sunt subiectiv și nu vreau să fac chestia asta. Am găsit o echipă foarte bună, un antrenor foarte bun, Florin Călin îl cheamă, și l-am întrebat, vrei să-l iei pe ăsta mic? Da. M-am dus la mic. Ești sigur că vrei asta? Da. Fii atent. L-am dus la un antrenament, s-a suit pe motor, am văzut că merge copilul. L-am dus la cursă. Iartă-mă un pic, ce înseamnă să sui pe un motor? Adică cât e motorul ăla sau cum? E motor, e motor? Motor de 50 de centimetri cubi, care merge. La 11 ani. La 11 ani. Am înțeles. Și a venit cursa. Și am spus așa, fii atent. Eu te duc la concurs. E primul tău concurs. Ceilalți copii au avut deja 2 etape înainte. Nu mă interesează ce faci. Dacă nu vii cu locul întâi, după etapa asta, mergem înapoi la fotbal. Nu vreau să vii cu locul 2, locul 3. Nu știu de ce vii cu... Dacă ai venit cu locul 1, mergem mai departe. Copilul a ajuns acolo, s-a suit pentru prima oară pe motor cu viteze, până atunci am mers doar cu cutie automată. Vineri s-a antrenat, sâmbătă s-a calificat pe locul 2, a căzut, nu vedea cu un ochi, duminica a câștigat cursa. Dacă eu duceam copilul ăla, spuneam, simte de bine. Ce crezi că loc? Cu ce loc venem eu acasă? Ce să mai zic? N-am, e fără înțelegi? Cum. Așa dar e nu ți-e teamă pentru el, bun. La tine a fost clar nebunie, ai crescut asta. Ce faci acum cu el, că e puiul tău, ca să nu mai lungim? E mult mai periculos să mergi pe stradă cu motocicleta decât la curse. Mult. Adică este... În București, 100%. Eu nu circul pe stradă deloc, punct. Adică, deci eu am un scooter și cu ăla merg păr. Dar motocicletă în oraș, eu niciodată. Punct. Știu și de ce. Pentru că creierul meu este obișnuit foarte tare cu viteza. Și atunci nu mai percep viteza cum o percep un om normal. Eu la 150 la oră mi se pare că merg cu 20. E cam acolo, te dai da. Jos să vezi ce da, are. Da, exact. Știi? Și atunci am zis, acum, cred că am zis vreo 10 ani, am zis stop, mi-am jurat mie, știi, biserică frumos, cum se da. Face, cum, da. Cum se face în fața bisericii preot. Nu mai beau până la cutare exact. Și semnează. Punct. Și de atunci, adio, motor pe stradă. Deci tu deloc motor deloc în civilie. Deloc. În viața de zi cu că zi. Se mai întâmplă, că mai filmez ceva, că mai asta e o chestie. Dar eu să-mi cumpăr motocicletă, să o am și acasă. Și nu e mai periculos cu scuterul? Nu. Prin București sau nu. Prin orașele mari, nu? Poziția pe scooter e alta decât pe motocicleta de viteză. Bine, dar noi nu știm să lucrăm cu băieții pe scooter, cei care conducem. Habar n-avem. E o chestie. Nici ei mulți dintre ei și atunci e așa. Dacă ei 10... Nu știu unde se strâng motocicliștii, se strângeau în Piața Victoriei înainte. Cred că... S-a sfârșit. Ei 10 motocicliști din București și plec eu cu ei până la Bușteni, eu ajung ultimul. 100% ajung ultimul. Pentru că mie mi se pare că pe stradă vrea toată lumea să te omoare. Eu merg încet,
cel mai încet dintre toți. Deci ești exact total invers de exact cum ești total invers. Da. Exact total invers. Poți să faci asta? Da. Adică nu-ți vine să... Păi tocmai asta, că eu știu ce înseamnă, eu știu ce înseamnă să-i dai. Eu știu ce înseamnă să oprești o motocicletă care merge cu 200 la oră. Eu știu ce înseamnă să... Oamenii nu înțeleg. Motocicleta aia care merge cu 200 la oră, care în cel mai bun caz are 250 de kilograme, în cel mai bun caz, și are 200 de cai... A patra parte dintr-o tonă? Stai un pic, asta în cazul în care ea este o motocicletă super de ultimă generație, că cele mai vechi au 300 de kg și merg peste 200 și... Aia calcă, știi cât e un borcan de castraveți, de murați. De la mic, la mic, da. Așa. E, motocicleta pe bucata aia de cauciuc și asfalt, atât calcă în momentul când pune frână. Deci tu când pui frână, motocicleta toată se înclină pe față și stă într-o bucată de cauciuc, atât. Tu trebuie să oprești motocicleta aia pe bucata aia de cauciuc. Înțelegi de ce se întâmplă lucrurile astea? Da. Iar eu știu chestia asta și de asta, înainte să ajungem la 200, hai să ne ajungem la 200. Că, dacă trebuie cu să cât ai mers cel mai mult? 328. Da. Decolează avionul. Da. Clar. Da. La 320 da. Decolezi. Dar e o senzație super mișto. Dar atenție pe pistă. Simți viața cum așa, cum se derulează până în momentul ăla? Adică își retrăiești viața la 328 la oră? Să știi că nu, că îți dai seama. Adică n-apuci. E foarte... Adică lucrurile se întâmplă atât de repede încât nu-ți dai seama. Pentru mine e a doua natură. Eu nu percep așa. Eu, dacă aș mai putea, aș mai vrea. Da. Și 100%... Să vrei de la 328 da. Mai mult. Da. E un sentiment foarte mișto. Adică n-ai cum să explici cuiva care nu a trăit chestia asta. Da, să-i povestești doar așa ce am văzut pe un YouTube. Să înțelegi ce înseamnă să stai pe motocicletă care e cumva o prelungire de a ta. Dar e o lume de-a voastră, clar. Da. Yes. Adică da, toți da, cei da, care da. Sunteți acolo... O ai sau nu ai? Nu e niciunul întreg la absolut, minte. Absolut. Da. Și nu e nici întreg la trup. Mai devreme să mai târziu 100% da, totul. N-ai cum. N-ai cum. Adică n-ai cum. Foarte... Eu spun așa, n-ai cum să stai în ploaie fără să te uzi. Corect, dar e și o chestie, exact cum spui, pe care nu o înțelegem. Noi. La fel cum, așa eu, știi când... la fel cum eu nu înțeleg de ce merge lumea să joace fotbal. Exact, da. Mâine seară de la 10:30, poți te duci la 11 da. Noaptea să joci fotbal, ești nebun? Ne-am întâlnit 20 de oameni aici, 22 de oameni, să fugărim, avem boală pe noi. Înțelegi? Așa zic și ea, du-te bă, nebunia ta cu 320. Se învârtă în cerc, ce e asta? Eu, fiecare pare o atracție să vreau ceva, e o chestie... 328 și ai mai fi vrut. Dar ce motore? Duc motoretele și mai mult? Da, da, în momentul de fapt. Motocicleta pe care eu o conduc în momentul ăsta are 220 de cai în motor, probabil 225. Avem 163 la mașină. Da, dar mașina ta are 2 tone. Motocicleta mea are 190 de kilograme. Se duce... Se face tot timpul proporția cal pe kilogram, sau kilogram pe cal. Deci în funcție de că... Caia da, trebuie să împingă da, la fel cum trebuie să și oprească, știi? Ardughia mai mare. Da. E o chestie... senzația se este... atunci? Vorbesc foarte serios la 328. Știi că e legenda aia cu se îngustează tot. Nu e adevărat. Nu se îngustează? Nu se îngustează nimic. Doar trece totul mult mai repede. Gândește-te că... mai altă chestie pe care eu o spun, că toată mă mai întreb, mă mai întâlnesc în decursul vieții mea, sau m-am întâlnit 200 de ori cu oameni, du-te bă, că ce faceți voi atât de ușor, mă. Și spun, haideți să spun, este cel mai solicitant sport din lume. Box, ce vrei tu? Handball, ce vrei tu? Are fault, timeout, au pauze, corect? Există vreun sport care n-are măcar o pauză? Și Formula 1 are pit stop. Dar toată lumea are măcar o secundă de pauză. La mine, după ce s-a stins semaforul, până când văd steagul de șah, eu nu am o secundă liberă. Nu există o secundă. Dacă într-o secundă eu mă iau gândul de acord să fac ceva, mor. Păi nu vă mai duce și voi la box acolo? Nu. Eu nu schimbăm cauciucul, nu face nimic. Cum ai plecat, așa închei cursa. Și atunci, mai există partea de linie dreaptă, care de obicei are 7 secunde în medie, da? Deci ai ieșit, te pui, te faci acolo mic, tragi de accelerație, ieșit. În timpul ăla, eu trebuie să mă uit pe margine, să văd ce îmi spune echipa mea, care nu are comunicare cu mine prin ureche, ci pe o tablă, atât. Da, da. Da? Și eu trebuie să citesc pe tabla aia niște cifre, care noi știm da. Ce înseamnă cifrele alea, că înainte ne spunem. Și în tot timpul ăsta, eu trebuie să știu și cine e în spatele meu, să închid ușa dacă cumva vrea să mă depășească, să aud ce motor e. Pentru că dacă eu mă bat cu 3-4 oameni diferiți, eu trebuie să știu cu fiecare motor cum sună. Pentru că știu fiecare... Știi sunetul de la fiecare motor? Sau mă rog, ăia 3 șmecheri care stă în urma ta? După 30 de ani, asta este una din chestiile pe care eu le fac frecvent. Eu, în timpul antrenamentelor, umblu după fiecare pilot să-i aud motocicleta. Ca să știu cu cine mă lupt. Senzațional. Și dacă-s două la fel? Sau nu le știu, fiecare știu unde deschide, fiecare știu, are o tipologie de mers. Și eu înțeleg, o ascult.
știu fiecare unde e mai curajos, știu fiecare unde e mai... Păi te-ai dus în față rău de tot, adică așa fac toți? Sunt profesioniști, da. Dar de ce nu vă uitați în oglinzi? Păi n-avem. Nu există oglinzi. Nu există nimic. Nici aici sus n-aveți una să o reglați? Nimic. Când bate la din spate să... Nu există nimic. Nu există nimic. În tot timpul ăsta ești ori în mâini și știi ce înseamnă să corpul tău să frâneze de la 270-280 cât ai pe linie dreaptă de obicei și să ajungi la un 100. În tot timpul ăsta tu trebuie să-ți ții corpul în mâini. Da? Ai trecut de curbă, ai deschis gazul, cei 200 de cai de care spuneam, trag, pleacă motocicleta, tu trebuie să te ții de ea, că dacă te ții de ea, pleacă. Mergi pe lângă. Da. Și asta timp de 30 de minute, asta se întâmplă în continuu. 30 de minute. Stai, nu închide. Voiam să te rog să te abonezi la canal și la notificări ca să ai parte de noutățile din sport cu zâmbet în continuare. Ne vedem la știri!